Candidaturile s-au depus până pe 8 aprilie, iar astăzi are loc validarea juridică a dosarelor. Concursul pentru decani va avea loc în perioada 19-20 aprilie. Ei trebuie să facă însă față unui concurs în care sunt evaluate date de curriculum vitae, elemente ce țin de pregătirea lor profesională, de contribuția lor științifică, de renumele lor în domeniul științelor pe care le reprezintă notorietatea lor în plan național și internațional, iar pe de altă parte este vorba despre susținerea unui plan managerial în care, evident, axele cele mai importante sunt două, convergența cu proiectul managerial al rectorului și elemente ce țin de realitatea concretă a facultății respective. Schimbul de decan de la Universitatea din Bănie va fi și un schimb de generații, a mai spus prorectorul Nicolae Panea. Cred că mai mult de jumătate din corpul didactic al universității este format din Tineri, astfel încât mi se pare normal ca ei să fie foarte bine reprezentanți, reprezentați în structurile de conducere și, evident, să-și impună gândirea, să-și impună strategiile manageriale, să-și impună viziunea lor. În competiție s-au înscris următorii candidați: Facultatea de Drept, profesor universitar dr. Sebastian Cercel, conferențiar universitar dr. Daniel Ghiță, profesor universitar dr. Ion Turculeanu. Facultatea de Mecanică, profesor universitar dr Dumitru Nicolae, profesor universitar dr Daniela Tarniță, conferențiar universitar dr Cristian Burada. Facultatea de Științe Sociale, conferențiar universitar dr Ionuț Șerban, profesor universitar dr Sorin Liviu Damean, conferențiar universitar dr Constanțiu Dinulescu. Facultatea de Inginerie Electrică, profesor universitar dr Marian Ciontu, profesor universitar dr Petre Marian Nicolae. Facultatea de litere, profesor universitar dr Elena Pârvu, conferențiar universitar dr Ana Maria Preda. Facultatea de științe, conferențiar universitar dr Gabriela Eugenia Iacobescu. Facultatea de agronomie, profesor universitar dr Alexandru Tudor. Facultatea de automatică și calculatoare, profesor universitar dr Dan Selișteanu. Facultatea de Economie și Administrare Afacerilor, profesor universitar dr. Nicolae Sichigea. Facultatea de Horticultură, profesor universitar dr. Niculina Sina Cosmulescu. Facultatea de Teologie, conferențiar universitar dr. Răzvan Stan. Noii decan sunt cei care vor alege echipa de conducere a facultății, prorectorii și directorii de departamente. Toți aceștia vor fi cunoscuți până la sfârșitul lunii mai.